Bună, dragi mămici, bună, dragi pitici! A venit iarna și pentru că soarele este din ce în ce mai zgârcit cu noi, pentru că afară este din ce în ce mai frig, m-am gândit ca astăzi să fac un episod în care eu să vă povestesc despre cum îmi îmbrac eu fetița atunci când ieșim afară și de ce nu, aștept și mesajele voastre să îmi spuneți și voi cum vă îmbrăcați copiii atunci când ieșiți cu ei afară în aceste zile friguroase de iarnă. Așa cum bine știm noi mamele, cum am fost informate, copiii ar trebui să aibă ceva în plus față de noi, adică să îmbrăcăm aproape la fel ca noi, indiferent de anotimp. Da, eu asta încerc să fac, sunt foarte atentă, urmăresc meteo, sunt foarte atentă la cum este afară, cât este de frig în ziua respectivă. Eu vreau să o scot zilnic pe Maria Teona afară, cu toate că timpul de stat afară este mult mai scurt. În zilele foarte friguroase o țin în jur de 20 de minute și față de celelalte anotipuri, dar asta este, o să treacă și iarna și o să vină primăvara și atunci o să ne bucurăm mai mult de ieșirile în aer liber. Eu îmbrac pe Maria Teona în mai multe straturi sau nu știu cum să le spun, îi pun mai multe hăinuțe pe ea. Încerc ca aceste hăinuțe să fie din bumbac și din lână, din materiale cât mai naturale. Să nu o încingă foarte mult, dar în același timp ni să-i fie foarte frig. Și îi pun de exemplu un body, o pereche de dresuri, o pereche de colanți, o bluză tot din bumbac mai groasă sau dacă nu mai folosesc din când în când și bluzele acelea polar sau fleece. Dacă este chiar frig afară, îi mai pun și o vestuță din lână. Și apoi îi pun costumașul, care este din material impermeabil și îl prefer în general doar pentru ieșirile afară. Prefer costumașul acela gen cosmonaut, costumașul întreg, pentru că așa nu îi se mai ridică gecuța sau așa mai departe. Pentru mâini folosesc mănușile pentru că știu că la extremități se pierde cel mai mult căldura. Folosesc mănușile, folosesc ghetuțe sau cismulițe îmblănite. Pentru cap o căciuliță care este puțin mai groasă din lână, care are o dublură în interior din bumbac. Eventual îi pun și gluga de la cosmonaut, îi pun și gluga aceea dacă afară este foarte frig. Eu folosesc fularul doar pentru a strânge puțin aici în jurul gâtului și nici de cum nu folosesc fularul pentru nas și pentru guriță, pentru că știu că în momentul în care respiră aerul cald în contact cu aerul rece, umezește fularul și ar inhala acea umezeală, ceea ce n-ar fi foarte sănătoasă pentru copil. Tocmai de aceea eu nu pun fular pe gură și pe guriță, nu i-am pus nici lui Joachim Teodor, nu-i pun nici Mariei Teona. Pediatrul mi-a recomandat să-i dau suzetă în momentul în care ieșim afară, pentru că așa se obișnuiește să tragă aerul pe nas și nu pe gură. Din păcate, Maria Teona nu ia suzeta și nu prea pot să apelez la ea, încerc eu, dar nu reușesc. Și îmi doresc ca iarna să nu fie, îmi place iarna, îmi place foarte mult iarna, dar îmi doresc să nu fie foarte, foarte friguroasă, pentru ca noi să putem să ieșim zilnic afară, cât de puțin, dar să ieșim, ca ea să respire un aer cât mai curat. Eu evit să ies afară cu ea când este ceață sau când vântul este foarte puternic, tocmai pentru a nu-i dăuna acest lucru și știu că nu este recomandat când este ceață și când este vânt puternic. De obicei o scot în jurul prânzului, la fel,
evit diminețile, plimbările de dimineață și de seară. Atunci când trebuie să mergem, știu că vom intra într-o încăpere, îi pun un costumaș din două piese, la fel care are prin interior blăniță, dar fiind din două piese o pot dezbrăca mult mai ușor. Acest costumaș mă ajută să o dezbrac mult mai ușor. Așadar, dragi mămici, dragi pitici, eu vă doresc o iarnă cât mai frumoasă și cât mai călduță, ca noi putem să ne bucurăm și de ieșirile afară împreună cu dragii noștri bebeluși. Până data viitoare, vă spun pe curând!